Statul a inventat o nouă metodă de a stoarce bani din agricultori. Fermierii din mai multe raioane spun că au fost chemați la fisc, unde ar fi fost obligați să accepte să plătească în acest an impozite mai mari cu 20%. Producătorii sunt nemulțumiți, iar președintele Asociației Unii Agroprotect, Alexandru Slusar, susține că este vorba despre un rechet de stat. Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat nu au comentat deocamdată acest subiect. Nicolae Moraru, proprietarul unei întreprinderi agricole din satul Chișcăreni, Reunul Sângerei, spune că a primit o scrisoare de la Inspectoratul Fiscal de Stat, prin care a fost informat că va trebui să achite impozite mai mari în acest an. Ulterior, fermierul a fost invitat la o discuție la fisc, unde a fost îndemnat să semneze un act prin care și-ar da acordul să plătească taxe majorate. El spune că nu înțelege de ce ar trebui să achite impozite mai mari, iar inspectorii fiscali nu i-au oferit prea multe explicații. Ieri, de amuzant, am fost a șaptelea invitat la așa numiți convorbiri care se fixează printr-un proces verbal. La mine în proces verbal nu era scris nicio cifră concretă de mărire a impozitelor, adică cu cât mai mult. Dar în general am spus că îmi doresc ca să impozitele să fie mai mari decât în anul 2015. Cu cât mai mare. Cine știe preces și roada să avem, cine știe preces și prieta să fie la producția agricolă. Președintele Asociației Unia Agroprotect, Alexandru Slusar, susține că unii fermieri au fost obligați să se conformeze noilor măsuri, iar cei care și-au manifestat dezacordul au fost amenințați cu mai multe controle. Dacă nu doriți, noi să aplicăm niște pârghii de forță, controle suplimentare, posturi fiscale. Sunt unele oficii teritoriale în care agricultorii sunt impuși să semneze, să contrasemneze astfel de scrisori. În alte cazuri, fiscurile se vede că sunt mai așa, mai omenești. Informează pe agenții economici fără că se impună pe dânsii să-și iei aceste angajamente. În opinia lui Alexandru Slusar, este vorba despre o nouă modalitate prin care autoritățile vor să întoarcă miliardul furat. Seamănă foarte mult cu un rechet de stat. Primul motiv care eu văd o suprafață, bugetul are nevoie de bani. Și aveți voi, nu aveți, pe noi nu ne interesează, dați-mi bani, că noi avem nevoie de majorarea încăsărilor. Nu exclud că, iată, din 2017 ați trebuiască de achitat, poporul trebuie să achite miliardul care a fost furat odată. Și pentru că acest miliard să fie achitat mai repede, poate, iată, este necesar de majorat impozitele. În scrisoarea trimisă de Serviciul Fiscal de Stat către agricultori se menționează că prin achitarea impozitelor majorate va fi asigurată educarea contribuabililor și creșterea încăsărilor la buget. Serviciul de presă al fiscului a refuzat să comenteze situația și a menționat că va oferi un răspuns doar în urma unei solicitări oficiale.